Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. E vremea să ne pregătim de balul mascat, a spus Fulgușor, fetița fluture. Tu ce vei fi? A întrebat Bobiță. E secret, a răspuns Fulgușor. Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză. Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă. Mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobiță a hotărât repede că va fi o ciupercă. Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde, pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul albină, și Doroteea, fetița bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi drăcușor, iar Doroteea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici. În acest timp, Lili, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după-amiază. Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lili. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în drăcușor, cu Doroteea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lili deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote, ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu! E pentru băieți! Eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul! Știu ce facem! Îți facem un costum nou! A spus Săltărețul. Un costum soare! Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc, a spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Mămăruța galbenă. A sosit primăvara.
Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc, și Wendel, băiatul Rădașcă. Wendel, fugi la doctorul Bufniță! Kelemen și-a rupt aripa! I-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu. În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galbeni către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutam. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea mămăruță. Mămăruță rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu, doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun, a strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Un joc de societate. Într-o zi de primăvară, Bobiță juca un joc de societate cu Fulgușor. Un drum lung șerpuia pe tabla de joc de la șoricel până la bucata de cașcaval. Câștigă jucătorul al cărui pion ajunge primul la cașcaval, a spus Fulgușor. Bobiță a început jocul, arunca zarul și muta pionul. Apoi venea rândul lui Fulgușor, arunca și muta.
am câștigat! A strigat băiatul Melk când pionul său a ajuns la bucata de cașcaval. Bine, ai câștigat! Hai să mai jucăm o dată! I-a propus Fulgușor. Bobiță a câștigat și runda a doua. Am câștigat, am câștigat, am câștigat din nou, se mândrea băiatul Melk. Hai să mai jucăm o dată. Și-au luat-o de la capăt. În runda a treia, Fulgușor a ajuns prima la țintă. Am câștigat, Bobiță, în sfârșit eu sunt câștigătoarea, spuse Fulgușor mulțumită. Atunci Bobiță s-a îndepărtat, s-a ascuns sub crengi și a aruncat zarul în așa fel încât Fulgușor să nu-l vadă. Am dat 6! A spus el cu mândrie, dar Fulgușor a protestat. Nu e cinstit, Bobiță, aruncă în așa fel încât să văd și eu. Nu! Ba da, aruncă din nou, Bobiță. Bobiță a dat din nou cu zarul. Zarul arăta acum cifra 2. Bobiță a rămas în urmă, iar runda a fost câștigată din nou de Fulgușor. Nu e corect, eu vreau să câștig, trișezi. Dar, Bobiță, tocmai asta este ideea jocului de societate. Câștigă unul, apoi celălalt. Nu poți fi întotdeauna câștigător. Ba da, vreau să câștig de fiecare dată, a strigat Bobiță. Și de ciudă a trântit cu jocul de pământ. Ei bine, atunci joacă-te singur, a zis fetița Fluturaș și i-a întors spatele Melcului. Îmi va fi mult mai bine singur, spuse Bobiță. Arunca cu zarul, apoi muta, arunca din nou și muta din nou. Și-a câștigat astfel pe rând toate rundele. Dar s-a plictisit repede de joc. Și-a așezat ursulețul de pluș lângă el, dar nici ursulețul nu era un adversar interesant. Într-un final, Bobiță a pornit în căutarea lui Fulgușor. Nu e bine singur, se gândea el trist. Fetița Fluturaș era pe câmp. Se juca împreună cu Buburuză, cu Biluță și cu Baltazar. Pot să mă joc și eu? A întrebat Bobiță timid. Păi, știi, Bobiță, dacă te joci, nu e sigur că vei câștiga tu și n-aș vrea să trântești cărțile pe jos. Apoi Fulgușor i-a strigat. Bobiță, poți să te joci dacă promiți că nu te superi în caz că nu câștigi tu. Bine! Bobiță a acceptat și s-a apropiat în fugă de ceilalți. Au jucat cărți împreună până s-a lăsat seara. Uneori câștiga Bobiță, alteori Fulgușor, dar Biluță, Baltazar și ceilalți au câștigat și ei câte o rundă. Bobiță era fericit că se juca cu prietenii săi și nu mai era supărat dacă nu câștiga. Deodată zbură pe acolo Vendel, băiatul Rădașcă, și le strigă de la înălțime. Priviți, am cioplit niște frigărui! Haideți să facem un foc să prăjim mere! Cu toți au apreciat această idee. A venit și Dima, gândacul cartofilor. Au feliat merele și le-au înfipt în frigărui, iar când flăcările s-au potolit și a rămas doar jăraticul, au început să frigă fructele. Au fript și-au ronțăit toate feliile de măr. Bobiță i-a dat lui Fulgușor ultima sa felie de măr. Dar ar fi vrut să-i spună ceva drăguț fetiței Fluturaș, dar i-a zis doar atât. Poftim, ți-o dau ție. Când au terminat merele, ei și-au vârât frigăruile în jăratic și cu capetele luminoase ale bețelor au desenat fel și fel de modele pe cerul întunecat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melk, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă. Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată.
încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul, a luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui brad stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița fluture, zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul rădașcă, și Adiere, fetița libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor. Cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță. Vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Vendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Vendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Vendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, e a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Vendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Vendel e de vină, mi-a luat piatra!
Cum adică piatra ta e a aceluia care e mai dibaci? Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? Din apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a ronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea. Eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj.
Fetița mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuza a ieșit strigându-i: „Du-te de aici!” Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. „Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori”, a plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. „De ce v-ați supărat?” i-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. „Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar”, i-a sfătuit doctorul. „E acolo, stă culcat în tufiș”, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. „Nu, nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre.” „Dar atunci rămân flămând”, s-a scuzat hârciogul. „Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa?” îl întrebă Bobiță. „Nu am casă”, răspunse trist hârciogul. „Nu ai casă?” repetă Baltazarul lui. „Atunci îți vom construi una.” Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor stafide, Baltazar frunze de păpădie, iar Wendel morcovi. „Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină.” Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, floarea lui Buburuză. Într-o zi de primăvară, Buburuză, fetița mămăruță, își planta o floare în fața casei când a apărut Biluță, gâza florilor. „Va crește mare?” o întrebă el pe Buburuză. „Da, va fi o tufă mare plină de flori.” Pe când a venit vara, tufa era plină de flori. Toți cei care treceau pe lângă ea îi miroseau parfumul dulce. „E frumoasă!” spuse Fulgușor plină de admirație, la fel și Baltazar, Wendel și Biluță. Pe la mijlocul verii, soarele era foarte puternic. Buburuză era ocupată cu udatul florii când Kelemen Canarul i-a adus acasă o invitație. „E de la Catalina! M-a invitat să-i fac o vizită.” Și părea foarte încântată. „Du-te, Buburuză, îți voi uda eu floarea.” „Mulțumesc, Biluță, voi fi plecată 6 zile. Te rog să o uzi zilnic, altfel se va usca.” „Nu voi uita, fii liniștită”, a promis Biluță. Biluța a udat bine floarea în ziua următoare și a doua zi dimineața și seara. În drum spre casă, a trecut pe lângă locuința lui Fulgușor. Fetița fluturaș își vopsea acoperișul cu galben. „Și eu vreau să vopsesc casa.” „Mi-a rămas multă vopsea. Îți dau și ție dacă vrei.” „Mulțumesc.” S-a apucat de vopsit casa la prima oră în dimineața următoare. Era atât de ocupat cu vopsitul, încât a uitat cu totul de floare în următoarele zile.
Și-a amintit doar când Buburuza a venit la el și i-a bătut la ușă cu ochii în lacrimi. Biluță, mi s-a ofilit floarea! Oh, am uitat complet! Exclamă gâza florilor. Stăteau amândoi lângă planta ofilită. Au udat-o, dar fără niciun efect. Ramurile erau lăsate în jos și era plin de petale căzute. Doar ploaia o mai poate ajuta, a spus Vendel Rădașca. O ploaie torențială de vară care va îmbiba solul. Hai, ploaie pură, hai de neudă, frunzele să crească mari, plantele să fie tari. Cazi, ploaie, zi și noapte, copiii să se joace cu ale tale șoapte. Dar tot nu a plouat. Biluță își dorea din tot sufletul să o înveselească pe Buburuză. S-a gândit cum să o facă și brusc i-a venit o idee. Dragă norule, stropește cu puțină ploaie peste pădurea noastră. Buburuză e foarte tristă că i s-au ofilit florile. S-a făcut târziu și mi-e somn. O voi face mâine, a spus norul somnoros, după care și-a închis ochii și a adormit. Când Buburuza a ieșit din căsuța ei, un strop mare de ploaie i-a căzut pe mână. Plouă! Grăbiți-vă! Plouă, Bobiță! Plouă! A plouat tot mai mult. Buburuză și prietenii ei nu s-au bucurat niciodată de ploaie ca acum. Tufa s-a întins puțin, iar ramurile aplecate au început să se ridice. Și-a deschis din nou florile și a absorbit apa de ploaie. Priviți, nu mai are ramurile aplecate. E din nou puternică, spuse fetița mămăruță. Nu numai că e puternică, ci e și mai mare. Biluță și-a umplut mâinile cu petale de flori și a zburat peste nor. Mulțumesc! Și a presărat peste el petalele parfumate. Bița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuză bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fugata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie. Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluță a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile,
Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon Cărăbușul s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișez! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat-o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete! A răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște, au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. La cules de afine. Într-o zi de toamnă, Bobiță și Buburuză au pornit la cules de afine în pădure. A venit cu ei Fulgușor, fetița Fluture, și Dima, băiatul gândac al cartofului. Eu voi culege cele mai multe afine! A strigat entuziasmat Dima. Priviți, tufa aceea e plină de afine! A spus băiatul Melc. Le culeg eu! Dar Dima i-a luat-o înainte, a sărit repede și a cules cele mai frumoase fructe. Vai, și această tufă e plină de afine? T-a entuziasmat Buburuză, dar gândacul cartofului a fost din nou mai rapid. Până a ajuns Buburuză, el a cules cele mai frumoase afine. Dima, așa ceva nu se poate, nu mai culege toate afinele tu! A spus supărată Buburuză. Deodată le-a apărut în cale un pârâiaș. Trebuie să construim un pod, a spus Fulgușor. Eu știu cum să facem, veniți să aducem acel trunchi de copac. Toți au pus mâna și împreună au cărat trunchiul greu. Prietenii au construit un pod rezistent din trunchiul de copac. Suntem gata, a suspinat Fulgușor. Priviți, acolo este un afin plin cu boabe albastre. Atât i-a trebuit lui Dima. Eu ajung primul, ale mele vor fi afinele. A împins-o pe fetița Fluture și picioarele lui Fulgușor au alunecat, iar ea a căzut drept în apă. Ajutor! Vai, Fulgușor, prinde-mă de mână! A strigat speriată Buburuză. Dar Fulgușor era dusă de apă și nu reușea să se prindă de mâna Buburuzei. Bobiță a adus o creangă lungă. Prinde creanga, Fulgușor! A strigat el, dar nici această încercare nu le-a reușit. Apa o ducea mult prea repede pe Fulgușor. Dima, ajută-ne! Trebuie să o scoatem pe Fulgușor din apă! A strigat Buburuză și, prinzând-o pe Fulgușor, a tras-o din apă. Vai, mi-e frig, ne-am udat și aripioarele! Tremura Fulgușor. Îți dau hăinuța mea, eu sunt vinovat pentru tot. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima.
Ești drăguț, i-a spus buburuza lui Dima, dar ai să răcești fără hăinuță. Mai bine să culegem niște frunze mari cu care să o acoperim. Bobiță, buburuză și Dima au acoperit-o pe Fulgușor cu frunze mari de lobodă, dar fetița fluture tot mai tremura. Tot mi-e frig, mi-e foarte frig, aripioarele mele, uitați-vă, nu le mai pot mișca, s-au udat, sunt distruse! A plâns îndurerată. Soarelui i s-a făcut milă de fluturașul care plângea. A coborât și a mângâiat ușor cu razele lui aripioarele lui Fulgușor. Aripioarele de fluture s-au uscat repede și au devenit ca noi, exact cum erau. Ura! Aripioarele s-au uscat și rochița! Nu mai este frig! Mulțumesc, soare drag! A spus fericită Fulgușor. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Altădată n-am să mai culeg toate afinele. Îți dau ție tot ce-am cules eu. Mulțumesc, Dima, dar afinele trebuie să fie ale tuturor, a spus zâmbind Fulgușor. Să mergem la mine acasă și să facem o prăjitură. În curând au ajuns la Fulgușor și s-au apucat de treabă. Au spălat afinele și le-au curățat de frunze. Lucra lingura de lemn, lucrau și ei și un miros plăcut a umplut bucătăria. Prăjitura cu afine a fost gata imediat. La ospăț au venit Wendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Gombi, gândacul Florilor. S-au așezat cu toți în jurul mesei, au mâncat și au discutat. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bicicleta. Într-o zi de vară, porumbelul poștaș a adus un pachet pentru Bobiță și pentru buburuză. Era un pachet mare, frumos, în hârtie roșie, legat cu fundă albastră. Era însoțit de o scrisoare. Buburuză o citi. Miriapodul ne-a scris: ura! Ne vizitează în curând! A trimis acest cadou pentru noi. Pentru noi? A întrebat Bobiță. Cum adică pentru noi? Ție sau mie? În scrisoare scrie că e pentru noi. Probabil e un cadou comun. Ce cadou comun? Se enervă Bobiță. Probabil este pentru mine, căci eu l-am găsit de Crăciun în zăpadă. Dar eu l-am primit în căsuța mea, eu l-am vindecat, eu i-am pregătit ceaiul, a ripostat buburuză. Dar eu i-am citit povești din cartea de povești cu râme, a continuat Bobiță. Hârtia de împachetat roșie n-a rezistat prea mult. S-a rupt la un capăt, apoi s-a rupt și la celălalt capăt. Sub hârtie se zăreau niște roți. O bicicletă! A strigat Bobiță. Este tocmai bună pentru mine. Pentru mine va fi tocmai bună, a spus buburuză. Foarte bine, du-te tu cu bicicleta dacă vrei. Cel deștept iartă, iar măgarul suferă. Eu sunt deșteapta, iar tu ești măgarul. Bobiță nu s-a lăsat. Nu-i adevărat, eu sunt deșteptul, iar tu ești măgarul. Poți să duci tu bicicleta. Până la urmă n-a dus-o nici unul. Au plecat supărați, iar bicicleta, pe jumătate dezvelită, a rămas acolo. Curând a apărut Baltazar, băiatul Albină, și Fulgușor, fetița fluture. Ia uite, ce e asta, o bicicletă? A întrebat Baltazar. Da, sigur, a răspuns Fulgușor. Este și o scrisoare pentru Bobiță și pentru buburuză de la Miriapod. Hai să le-o ducem, a propus Baltazar. Au prins-o și atunci a căzut toată hârtia de pe cadou. Au râs în hohote. Uite, e o bicicletă tandem. Putem să ne dăm amândoi cu ea. S-o încercăm, a spus Baltazar. Bobiță, buburuză, v-am adus bicicleta, a strigat Fulgușor. Bobiță și buburuză au ieșit din tufiș. Când i-au văzut pe Fulgușor și pe Baltazar pe bicicletă, au înțeles. Asta este o bicicletă tandem, încăpem amândoi pe ea. Și noi cât de urât ne-am certat! S-au împăcat imediat și s-au îmbrățișat de bucurie.
Ce cadou frumos! Iar noi n-am pregătit nimic pentru Miriapod. Dar el va sosi imediat, a spus speriat Bobiță. Să-i pregătim Miriapodului o morișcă de vânt din petale de flori, a propus Fulgușor. Da, e o idee bună, au încuviințat Bobiță și Buburuză. Cei patru prieteni au făcut o morișcă de vânt din petale roșii, violete, galbene și roz. În acel moment a sosit Miriapodul în caleașca trasă de șoricel. Șoricelul s-a oprit, iar Miriapodul a coborât din caleașca din coajă de nucă. S-au îmbrățișat fericiți toți trei. Văd că ați primit cadoul meu, sper că vă place! E un cadou minunat! Ne-am bucurat foarte mult, au spus Bobiță și Buburuză, iar noi ți-am făcut această morișcă de vânt. Miriapodul a mai rămas 10 zile, când la Bobiță, când la Buburuză. Au făcut excursii lungi pe bicicleta cea nouă, au discutat, au cântat, s-au jucat, s-au simțit foarte bine. Dar zilele vesele au trecut repede. E timpul să pornesc spre casă, m-am simțit foarte bine la voi, a spus Miriapodul. Să vii și la vara viitoare, au spus deodată Bobiță și Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul. Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține, a suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză. Acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la Arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa, ai stricat tortul, se văită Baltazar. Vai, tortul, ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma Ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șoma Ariciul. La mulți ani, Șoma Ariciul,
Au strigat cu toții: ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos! A spus ariciul. Să-ți arătăm ceva! A spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult, a spus ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lili, gâza trandafirului, Săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lili. Ia să vedem, Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Vendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă, să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti păgăcele, spuse Lili. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe bogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, Adiere a pregătit o ruladă de pișcot și Săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor, îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, Săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine, plăcintele mele s-ar arde. Uite, 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări Săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit Păianjenul. Păianjen, drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit. Trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit Păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus Săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu Păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată.
Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o bucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând. Bicea și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Fulgușor la schi. Într-o zi de iarnă, Mila, gândacul de zăpadă, și-a invitat prietenii la schi. Toți au schiuri? I-a întrebat ea. Eu nu am, zise Bobiță, băiatul melc. Nici eu. I se alătură săltăreața, fetița lăcustă. Și nici eu, adăugă Fulgușor, fetița fluturaș. Atunci să ne apucăm de lucru, nu e atât de greu. Vom face schiuri pentru voi, zise Mila veselă. Împreună găureau, ciopleau, șlefuiau, netezeau scândurile, legau curelele de ele și făceau și bețele de schi. Până la amiază, noile schiuri au fost gata. Au pornit împreună pe munte. Ajunși pe vârful muntelui, și-au legat schiurile și și-au pus căștile. Mila i-a întrebat, toată lumea știe să schieze? Cine nu știe, îl învăț cu plăcere. Cu toți au dat din cap, numai Fulgușor tremura. Fetița fluturaș nu știa să schieze, dar se temea să recunoască. Nu fi prea greu, mă voi obișnui cu schiatul, își zise ea. Doar viermișorului îi șopti adevărul. Bobița a pornit primul. Opa! Gonim! Striga el vesel în timp ce cobora panta abruptă a versantului. După Bobiță a urmat Buburuză, apoi Baltazar și toți ceilalți pe rând. Iată că a venit și rândul lui Fulgușor și a luat elan și s-a avântat pe pârtie. Însă nu s-a putut opri la baza pantei, aluneca mai departe, pe următorul versant, apoi pe următorul, până ce s-a îndepărtat de tot de ceilalți. Într-un final a suferit o căzătură zdravănă și s-a înfipt într-un morman mare de zăpadă. Ceilalți doar mai târziu și-au dat seama că fetița fluturaș lipsea. Fulgușor nu știe să schieze, zise viermele disperat. Nu știe să schieze? Au întrebat ceilalți uluiți. Nu, acum a schiat prima oară și era tare frică, numai nu avea curaj să spună. Vai, mă tem că i s-a întâmplat ceva. Micii prieteni s-au speriat și au pornit de îndată în căutarea lui Fulgușor. Între timp, doctorul Bufniță a găsit-o pe fetița fluturaș rănită. A zărit-o de la înălțime și a zburat lângă ea. Fulgușor, ce ți s-a întâmplat? N-am putut să frânez și am căzut. M-am lovit foarte tare. Credeam că nu mă voi mai putea opri niciodată. Nu mai vreau să schiez, plânse Fulgușor. Bufniței i s-a făcut milă de fetița fluturaș, a luat-o în spate și a dus-o la el în scorbură. Îți bandajez rănile și te duc la Mila. Sunt sigur că ceilalți te caută disperați, i-a spus doctorul Bufniță. Micii noștri prieteni o căutau peste tot pe fetița fluturaș, dar nu i-au dat de urmă. Au ajuns triști înapoi la casa Milei. Dar Fulgușor îi aștepta deja acolo. Mare le-a fost bucuria. Ura! Vai de mine! Fulgușor, ești bine? Povestește-ne tot ce ți s-a întâmplat, îi ceru Buburuză. Fulgușor i-a povestit totul pe îndelete. Deci nu știi să schiezi? Se miră Mila. Am să te învăț eu. Dacă vei ști să virezi și să frânezi, vei putea schia pe orice munte, oricât de înalt. Îți mulțumesc, i-a zâmbit fetița fluturaș.
A doua zi, Mila a început să o învețe pe Fulgușor. La sfârșitul primei zile, fetița fluturaș a schiat încet și cu grijă pe cel mai mic deal și s-a oprit frumos la bază. Priviți! Fulgușor știe deja să schieze! Trebuie să sărbătorim! A strigat Wendel și a început să cânte pe sloiurile de gheață. Ceilalți, în cerc, cântau și dansau în jurul fetiței fluturaș. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, copii mici și mari. Lângă grădiniță erau două terenuri de fotbal. Copiii mici se jucau cu mingea lângă brad. Biluță, micuța gâză, era capitanul, micul parazit al lemnului era portar, iar băieții furnică formau restul echipei. Copiii mari se jucau la umbra stejarului. Wendel, Rădașca, Baltazar, Albinuța, Dima, gândacul cartofului și Bobiță, băiatul Melc. Copiii mici se jucau cu o minge de cauciuc cu buline, iar cei mari aveau o adevărată minge de fotbal. Într-o zi de toamnă, Baltazar a luat mingea copiilor mici și a început să jongleze cu ea. Uitați-vă la mine! I-a tachinat el. Dă-ne înapoi, e a noastră! S-a văitat Biluță. Vreau doar să vă arăt cât de sus pot să dau cu mingea. S-a lăudat Baltazar și i-a dat un șut puternic mingii de cauciuc. A lovit-o atât de tare încât mingea s-a spart. Ne-a mai rămas o singură minge. Copiii mici o pot lua dimineața, iar copiii mari se pot juca cu ea după masa, a stabilit educatoarea Bondar. Copiii mari tot luau mingea de la copiii mici, iar copiii mici o furau de la copiii mari. Se certau în continuu. Jucați împreună? I-a întrebat Buburuză pe băieți. Împreună? Niciodată! Copiii mici sunt slabi și neîndemânatici, s-a răstit Wendel, Rădașca. Iar copiii mari sunt răi și ne împing, s-a răstit înapoi micul băiat Furnică. Nu mai fiți răi, mai bine jucați o partidă, copiii mici contra copiilor mari. Cum ar putea câștiga 4 copii mici împotriva 4 copii mari? S-a plâns parazitul lemnului. Bine, atunci, eu și Săltăreața vom juca în echipa copiilor mici. Așa vom fi 6 copii mici contra 4 copii mari. Ce spuneți de asta? A întrebat fetița Mămăruță. Minunat! Au încuvințat cu toții. Au început să joace. S-au distrat atât de bine încât nici nu au observat cum trece timpul. La final, datorită unui glob abil al lui Biluță, copiii mici au câștigat partida cu 5-4. Vom face la fel și mâine, i-a spus Baltazar lui Biluță, micuța gâză. Ne vom lua revanșa! A doua zi au jucat meciul de revanșă. De această dată, copiii mari au bătut echipa lui Biluță cu 4-3. La urma urmei, copiii mici nu sunt chiar atât de neîndemânatici, a mormăit Wendel, iar cei doi capitani și-au dat mâna. A doua zi, un copil nou a venit la grădiniță. Micul Purice și-a adus cu el propria minge vărgată și a lăsat pe copiii mici să se joace cu ea.
Astfel, echipa lui Biluță s-a întors lângă brad, iar copiii mari au rămas pe terenul mare. Uneori au jucat și fotbal împreună, dar nu au mai numărat golurile. Bița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru. Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai! Deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu! Iar s-a dărâmat! Stejarul e de vină! Constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar îi lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborât turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă. Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile. Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâza florilor. Ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Prietenia.
Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată. O cireașă minunată, e o avere, voi avea o masă de prânz bogată. Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea. Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate, care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu Buline, a fetiței mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză.
Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce, au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană, a simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci! A strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofană? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana! A strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei! A propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu e al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată, e adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți-l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și-au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute. Salut, Bobiță! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuză fetița Mămăruță. Bobiță și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuză. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune.
își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate se-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele. A arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuză. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Regeu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șoti. Bodogăni Buburuză. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost, a întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am rost, n-am știut că acolo este cămara cu alimente. Se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți, trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Otita. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore, vino repede, Bobiță se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și-a pornit înspre bolnav.
Bună, Bobiță! Lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită. Ai răcit urât? În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe. Și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc. Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuza văzu pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate, de la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună, încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșea, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile. Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine, să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care se auzi din nou. Ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârî la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât. Pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi! Bobiță i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit.
Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da, de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi Melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de-ndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat de otită și ce a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine, și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă. Bobiță și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5, zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8, iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a.
După cea de-a șaptea au mâncat-o pe cea de-a opta, iar apoi pe cea de-a noua. Urmează cea de-a zecea, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de două ori mai mult, i-a răspuns Wendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Wendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Wendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, Albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi da, zise Wendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Wendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat: Așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Wendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, cărți cu zâne. Fulgușor, fetița fluturaș, avea un joc preferat de cărți. În total erau 16 cărți cu zâne frumoase, în rochii galbene, albastru închis, roz, verzi, portocalii, roșii, mov și albastru deschis. Nici o carte nu era la fel. Fetele jucau tot timpul cărți de memorie cu zâne. Wendel Rădașca s-a gândit să facă o glumă oribilă. Aș putea văzgâli toate cărțile, gândi el în sinea lui cu obrăznicie, dar n-a îndrăznit să o facă. Așa că a încercat să-l convingă pe Baltazar să distrugă acele cărți. Baltazar, n-ar fi distractiv să mâzgâlim toate cărțile lui Fulgușor? Albinuța naivă a chicotit cu șiretenie și a început să mâzgălească toate cărțile cu o cariocă verde închis. A desenat mustăți, coarne, furci și cozi de diavol pe imaginile frumoaselor zâne. Fetița fluturaș a văzut cărțile în acea după-amiază și a strigat îngrozită. Ce s-a întâmplat cu minunatele mele cărți? A întrebat ea cu voce speriată și Fulgușor a început să plângă. Ce lucru îngrozitor! Cine ar fi putut face așa ceva? A întrebat Dolly foarte șocată. Eu știu cine a făcut-o, doar Baltazar are o cariocă verde închis, a spus Adiere pe un ton nervos. Și am văzut o pată verde pe mâna lui. Tu ai făcut asta? A întrebat Bobiță supărat. Nu așa s-a întâmplat. Atunci cum s-a întâmplat? E numai vina lui Wendel, a fost ideea lui. Dar eu n-am mâzgâlit cărțile.
Fulgușor plângea, iar veverița regii a luat-o în brațe să o consoleze. Cel care a pus la calea asta e obraznic, la fel și cel care a făcut-o, a spus tăios veverița regii. Amândoi sunteți obraznici. A fost o glumă foarte urâtă, băieți. Cum ar fi dacă v-am sparge mingea de fotbal? A adăugat adiere. Nu ați fi foarte triști? Ai dreptate, a recunoscut Wendell. Fulgușor, vom lua cărțile și vom încerca să ștergem zgâlelile. Bine? Bine, a spus fetița fluturaș. Wendell și Baltazar s-au întors triști acasă și s-au apucat imediat de treabă încercând să repare cărțile pe care le-au mâzgălit. Dar cu cât încercau mai mult, cu atât mai tare le strigau. Radiera a găurit hârtia și s-au pomenit cu găuri peste tot. Bobiță, ajutor! N-am reușit să ștergem mâzgălelile și am făcut găuri cu radiera! Dar carioca nu se poate șterge. Să mergem să cerem ajutorul lui Buburuză. Buburuză, ajutor! Nu putem repara cărțile! Nu pot să vă ajut! A fost numai ideea voastră, rezolvați problema singuri! Nu fi nedreaptă, Buburuză, te rog să-i ajuți! Wendell și Baltazar chiar vor să îndrepte lucrurile! Bine, intrați! Cei trei băieți s-au așezat la masă. Nu pot fi reparate! Băieții erau înmărmuriți de tristețe. Trebuie să găsim o soluție și am deja o idee. Să facem alte cărți. Buburuza a pus pe masă câteva foi cartonate albe și a scos cariocile. Băieții au decupat cărțile, iar Buburuza a încercat să copieze desenele cu zâne. Apoi, Baltazar și Wendell le-au colorat cu grijă. Curând, toate cele 8 zâne au fost gata. Și desigur, erau 2 din fiecare. Desenezi foarte frumos, Buburuza. Acum dați-le lui Fulgușor și cereți-vă scuze. Fulgușor, privește, ți-am făcut un nou set de cărți. Buburuză le-a desenat, iar noi le-am colorat. Te rugăm să fii din nou prietena noastră. Fulgușor a răspuit cărțile și zâmbetul i-a apărut pe față. Mulțumesc, a spus ea și a invitat pe băieți în casă. Curând li s-au alăturat Bobiță, Buburuză și Adiere. S-au jucat toți cu noul pachet de cărți până târziu și au devenit din nou cei mai buni prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune, cum putem ajunge la mare? Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei 3 pui de bufniță. Cei 2 prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au notat alături de el spre suprafața apei. Spune
nene, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuza. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei. Vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica Mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise Mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Moș Crăciun. Într-o dimineață de iarnă, Buburuză, fetița Mămăruță, îi spuse lui Bobiță, băiatul Melc. Închipuieți, în seara asta vine Moș Crăciun. Serios? Spuse mirat Bobiță. Da, el pune un cadou în cizmulița fiecărui copil cu minte. Pune-ți și tu cizmulița în geam. Seara, Bobiță își curăță cu grijă cizmulițele și le puse în geam. S-a culcat plin de emoții. Nu reușea să adoarmă. Privea cerul să vadă oare când sosește Moș Crăciun cu sania trasă de reni. Buburuză se trezi dis de dimineață. Fugi la geam de îndată. În cizmulițe o așteptau multe cadouri, creioane colorate și un măr roșu și mare. Bobiță fugi și el la geam emoționat. Era foarte curios să vadă ce i-a adus Moș Crăciun. Dar vai, cizmulițele lui erau goale. Bobiță era atât de trist încât n-a văzut pachetul mare, roșu, din geamul alăturat. S-a uitat din nou în cizmulițele lui, le lovea, le scutura, dar în zadar nu găsea nimic în ele. Desupărat ce era, a plecat în lume. Mie nu mi-a adus nimic Moș Crăciun, spunea plângând, deși am fost un copil Melc atât de cu minte. Între timp, Buburuză s-a dus să-l viziteze pe Bobiță. Ei, ia uite ce am primit de la Moș Crăciun! Degeaba bătea la ușă, băiatul Melc nu-i deschidea. Buburuză s-a speriat. Unde a dispărut oare Bobiță? Trebuie să-l caut! Au plecat cu ea Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Fulgușor, fetița Fluture. Bobiță! Bobiță! Hei, Bobiță!
Se întunecase până când prietenii l-au găsit pe Bobiță. Și dea pe un trunchi de copac și plângea amarnic. Buburuza alergă la el. Ce e, Bobiță? Ce s-a întâmplat? Moș Crăciun nu mi-a adus niciun cadou, deși am fost într-adevăr un băiat melc cu minte. Nu vorbi așa, îl consolă Buburuză. Sunt sigură că și tu ai primit un cadou. Poate a fost atât de mare încât nu a încăput într-o cizmuliță, iar Moș Crăciun l-a pus altundeva. Nu, eu n-am primit nimic. Nici nu cred că există Moș Crăciun. În clipa aceea a apărut pe cer o sanie. Era trasă de doi reni. Ho, ho, ho! Moș Crăciun le făcea copiilor cu mâna. Sper că fiecare v-ați bucurat de cadouri. La anul voi veni din nou! Bobița se uita cu gura căscată după moș. Să mergem acasă la Bobiță și să-i căutăm cadoul. Băiatul melc se însenină. Acasă la Bobiță toți au observat repede pachetul mare și roșu. Privește, cadoul tău e în geamul alăturat. Așa e, ce bine! Bobiță își despachetă cadoul. Înăuntru se afla un set de clopoței colorați de vânt. Bobiță lovi un clopoțel, apoi ceilalți se loviră unul de altul și casa se umplu de clinchetul lor. E minunat! Wendel agăță clopoței deasupra intrării, apoi copiii și-au luat rămas bun de la Bobiță. Bobiță se culcă mulțumit. Clopoței îl făcură să adoarmă imediat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, pictura lui Bobiță. Într-o după-amiază înnorată, Buburuză, fetița mămăruță, și-a scos pensulele și acuarelele. Voi picta un curcubeu, a decis ea. Bună idee, a încuvințat Bobiță, iar eu voi picta un buchet de flori. Și s-au pus amândoi pe treabă. Buburuza a pictat cu grijă liniile colorate ale curcubeului, iar Bobița a muncit din greu la buchetul lui de flori. A pictat trei lalele, un clopoțel și o margaretă. Trebuie să mai desenez o panglică și am terminat. Mă grăbesc pentru că azi după masă vin la mine Wendel, Baltazar și Biluță. Dar chiar atunci Buburuza a vărsat un pahar de apă în mijlocul mesei, inundând pictura lui Bobiță. Minunata pictură s-a șters și contururile s-au estompat. Buburuză mi-a distrus pictura! Îmi pare foarte rău, nu am vrut, a fost un accident! Dar tot distrusă e! I-a spus Bobiță supărat, îndreptându-se valbărte spre ușă. Merg acasă! Așteaptă, Bobiță, să încercăm să o reparăm! A spus Buburuză cu glas șovăitor, dar băiatul melc nici n-a privit în urmă. Între timp, norii au dispărut, iar cerul s-a înseninat. Când a ajuns acasă, Bobiță și-a pus pictura udă la soare să se usuce. Foarte curând aceasta s-a uscat, dar s-a încrețit și era toată mânjită. Bobiță s-a uitat trist la pictura lui, apoi a suspinat și a aruncat-o pe pat. Baltazar, Wendel și Biluță vor sosi în curând. Trebuie să fac ordine. Curând ușa s-a deschis și micii lui prieteni și-au făcut apariția. Salut, Bobiță! Am sosit! Am adus cu noi și cărțile! Intrați! Băiatul Melchi a invitat înăuntru și s-au așezat la masă. Baltazar a amestecat cărțile, Wendel le-a împărțit și au început să joace. Curând Biluța a fost eliminat din joc. Se învârtea prin încăpere când a observat pictura de pe pat. A luat-o și s-a uitat uimit la ea. Dumnezeule, Bobiță, e foarte frumoasă! Tu ai pictat-o? A întrebat el curios. Bobiță a fost surprins și a tresărit. Da, eu am pictat-o. Toți au început să-i pună întrebări lui Bobiță. A fost ideea ta? Vrei să ne arăți cum ai făcut-o? A întrebat Wendel. Cum ți-a ieșit atât de frumoasă?
a întrebat Baltazar. Bobiță doar a ridicat din numeri și a spus: da, a fost ideea mea. Nu e mare lucru, vă arăt cu plăcere cum se face. Tocmai atunci Buburuza a intrat în casă. Avea în mână o tavă plină cu fursecuri pe care i le-a oferit fioasă lui Bobiță. Uite ce ți-am pregătit, Bobiță! Îmi pare rău că ți-am distrus pictura. Ceilalți s-au uitat nedumeriți la Bobiță. A îngânat Baltazar. Deci n-a fost de fapt ideea ta? Nu a fost ideea mea, ci rezultatul unui accident, a început Bobiță. Buburuza a vărsat apă peste pictură. Aceasta s-a decolorat, iar desenul s-a estompat. Am pus-o să se usuce la soare și am hotărât să o păstrez, nu să o arunc. Ai făcut bine că n-ai aruncat-o. Mi-o dai mie? Un buchet atât de frumos ar arăta foarte bine pe peretele cu flori al unei gâze. Sigur că o poți avea. Îmi pare rău că m-am supărat atât de tare. Eu nu sunt supărată pe tine, Bobiță. Am adus cu mine pictura curcubeului și aș vrea să ți-o dau ție. Mulțumesc, Buburuză! O ador! O voi pune pe perete. Vrei să te joci cu noi? A întrebat-o băiatul Melc pe Buburuză. Mi-ar face plăcere. Am putea mânca fursecuri în același timp, a spus fetița mămăruță cu veselie.